joacă Dublu sau nimic. Dublu sau nimic astăzi, cu plecare de la 300 de euro până spre 2400. Mult succes lui Marius. Bună dimineața, Marius, ești în direct. Salut, Marius. Salut, bună dimineața. Ce faci? Încerc să-mi trezesc neuronii. Da, sau când s-o împărți în norocul dimineața asta la mine se împartă. Adevărat, să vedem. Dacă zici că încerci să te trezești, să înțeleg că ești acasă. Nu chiar acasă, sunt așa, într-un tranzit, ușor. Aha, e pe casa scării. I-am trezit vecinii de pe casa scării să mă ajute, am doi vecini cu mine. Serios? I-am oprit, i-a spus, bă, mergem până aici, de aici încolo continuăm împreună. Măi, vorbești serios? Adică tu acum ești cu doi vecini? Eu sunt cu doi vecini și i-am ținut aici, i-am întârziat la serviciu deja. Cum îi cheamă pe vecini? Știi? Ștefania și, și Simona. Ștefania și Simona, deci două vecine. Două vecine. E o nuanță aici. Bun. Da. Bine. Păi, Marius, atunci contezi și pe sprijinul lor și începe astăzi de la 300 de euro. Da. Cu ce da. Te ocupi? Inginer. Domnul inginer, putem începe? Să umplu plămânii cu aer, 2 secunde. Bine, mult succes. Mult succes, Marius. Trebuie, ok, mulțumesc. 300 de euro. Marius, simt că facem treabă cu tine. Azi cred că mergem până la capăt. La capătul drumului meu, da. Hai de vre că iese, hai că e simplu. Hai că poți, duci până sus. Mulțumesc pentru optimism. Poți să ne spui, te rog, și câți ani ai? 51. Mulți înainte. Mulțumesc. Da, exclus să te încurc cu prima întrebare. Marius, da. Ai 300 de euro dacă ne spui ce meserie a avut Nicolae Ceaușescu înainte să devină președintele Republicii Socialiste România. Cizmar. Cizmar. Da, da, nu, acum am înțeles. Ne-am zis că poate noi am avut aici concurenți de 20 ceva de ani. Și de 30 mulți. Cu ei poate am fi putut să ne distrăm un pic, să-i punem un pic în dificultate. Nu era cazul pentru tine, domnul inginer. Când e vorba de flecuri, nu e cazul. Ai 300 de euro, domnul inginer. Bun. Poți să faci 600. O să încerc. Așa, așa. E greu la deal. Dacă nu e greu deloc, ai zis ce-s mare instant, ai știut și pe următoarea, toate le știi astăzi. Încep să meargă neuronii, văd că se mișcă. Bravo! Ai văzut? Ți-am spus, Marius, că e treabă. Trupă. Bine. Te-au pus pe roate fetele. M-au pus deja, mă împing de la spate ușor, simt ceva, începându-mă, hai. Nu poți să te faci de râs în fața vecinilor. Corect. Bine, Marius. 600 de euro? Da, da. 600 de euro. Marius, un șpriț vara? Merge? Da. Da? Da, merge. Merge ca focul. Iarna mai, mă rog. Depinde, frate, la șpriț. Depinde de gradele. Da, de gradele șprițului. Marius, fii atent. Da. Pentru 600 de euro. Bun. Spune-ne... Cine a pictat tabloul Țărancă culcată în iarbă, cunoscut de băieți și ca Fata în iarbă, de pe o etichetă de vin? Ștefan Lucian. Nicolae Grigorescu. De ce te-ai eroare șprițul? Da. Marius, de ce te-ai răzgândit? Măi, de ce te-ai răzgândit, măi, în ultimul moment? Deci Ștefan Lucian era? Măi, Marius, te-am întrebat cine te-a pus să te răzgândești? E cumva vreuna dintre fete băgată în situația asta? Nu. Aha, deci te-ai răzgândit de la tine? De la tine, așa, ți-a venit ție să te răzgândești. Am avut o secundă de precipitare. Dar știi, dar... Fata în iarbă, vinul. Știi vinul, dar vinul știi? Totuși, primul răspuns a fost cel care m-a făcut mândru de mine. Da? De ce? I-a venit un nume. Băi, zice, mi-am amintit de Lucian. Băi, că-l chema Ștefan. Tare sunt. Noi o să luăm în considerare ultimul răspuns. Da. Ștefan Lucian făcea multe portrete.
Da, adică e recunoscut pentru portret. Da, răspunsul tău schimbat, Nicolae Grigorescu, ne costă 600 de euro. Bravo! Răspunsul e corect. Te-ai sucit bine, Marius. Mulțumesc. Nicolae Grigorescu s-a ocupat să facă etichete pentru sticle de vin. Săracul. Ar fi știu maestru. Vă rog, mă, drepturi de autor. Am deja urca slăbită deja. Pe așa se și cheamă vinul ăla, mi se pare, Grigorescu. Ăla, fata. Nu se cheamă fata în iarbă. Hai de luat o decizie, Marius. 600 sau 1200? Am avut la nuntă fata în iarbă, era la mare modă în anii 2000, atunci toată lumea era fiartă cu deja fata. Deja am ajustând alte vremuri. Nu mai continue, că mă doare atriu stângă partea asta. Hai, deja te-a luat, gata. Hai că ești prea simpatic. Aorta. Deci m-a lăsat, el s-a lăsat pe partea stângă. Deci efectiv îmi trage de el, de atriu. Hai mai Marius, că râd fetele alea. Ce vorbesc? Da, doare inima pe toate părțile, nu s-a mutat și în dreapta. Hai, doar atâta poți tu, hai mai trage un pic de tine. Nu mai, că nu mai pot, gata. Deja mi s-a... Nu mai am salivă, nu, terminat. Nu mai salivă? Atâta duc. Să uită fete la mine, ți-a stat poți, mă, da. Te întreb pentru ultima oară. 600 sau 1200? Când s-o împărți în norocul, s-o opri la 600. 600 de euro, atunci sunt banii tăi astăzi. La dublu sau nimic. Am o mare rugăminte, Marius, personal. Da. Trimite-ne și nouă o poză, fă-ți un selfie cu singur, cu vecinele, cu cine vrei și trimite-ne și nouă o poză. Păi și soția ce facă? La 0728-3132, da? Până atunci însă hai să vedem dacă ai fi răspuns corect și la ultima, la următoarea întrebare. Așa. Deci ar fi fost 1200 de euro și spun sigur că ai fi știut să ne spui care sunt culorile drapelului Cehiei. Trebuie să aibă albastru și roșu. Te alinți, a spus vecina. A zis bine, bravo vecina. Care dintre vecine a zis? Chiar soția a fost acum. A venit și soția de la auzi. Că vecinele ai la ușe. Bravo soția, a știut. Nu merge treaba cu poza, ai și la ușe. Da, observ că de vecine ai ascultat mai repede înainte decât de soția. Da, fă-ne o poză cu tine, cu soția, cu vecinele, cu blocul, cu toată lumea și trimite-ne la 0728-3132. Felicitări, Marius, 600 de euro în dimineața asta. Bravo! Trezește-te în cel mai bun mod. Best morning ever! Asculți deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. La Europa FM.